Aleșii poporului, teoretic, sunt plătiți din bani publici să muncească în Parlament pentru binele electoratului. Practic, lucrurile stau altfel. În fiecare zi, noi vă aducem dovezi în acest sens. În 3 minute analizăm activitatea deputaților și senatorilor, iar dumneavoastră decideți dacă își merită sau nu fotoliul pe care stau comod la fiecare ședință. Astăzi îl avem în vizor pe Vasile Gudu, ales în circumscripția electorală numărul 38, Tulcea, pe listele PNL. Este al doilea mandat al parlamentarului liberal. În perioada regimului comunist a fost șef de fermă, apoi a ajuns consilier la Camera de Comerț și Industrie Tulcea, director al Direcției pentru Agricultură, prefect și consilier județean. În acest mandat, Vasile Gudu a fost suficient de activ cât să nu rămână repetent. 43 de luări de cuvânt, 27 de declarații politice, 2 întrebări și interpelări, 45 de propuneri legislative inițiate, din care 4 promulgate legi și 16 moțiuni. Totalul luărilor de cuvânt însumează 1 oră, 4 minute și 46 de secunde. În campania electorală promitea că va face lucruri bune pentru județ. Prin declarații politice, cât de cât și-a dat interesul pentru cei care l-au ales de 2 ori. Am o declarație politică atât pentru brăileni, gălățeni și tulceni. Declarația de astăzi am intitulat-o Uite podul, nu e podul, podul de piatră Brăila Tulcea Galați. Acest obiectiv în valoare de 433 de milioane de euro se lovește de frecția aplicată piciorului de pod. Ba ar costa prea mult mutarea utilităților, ba cele 2 oferte de mutare a acestor depuse în februarie vor fi evaluate în iulie. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este participarea la vot. Vasile Gudu a avut până în prezent 1693 de voturi. Aceasta înseamnă că prezența sa la votul electronic este de doar 49%. Cu toate că nu a muncit prea mult, indemnizația sa lunară este de 10.003 lei. Vasile Gudu este un adevărat latifundiar. Are 20 de terenuri agricole pe care le dă în arendă. Deputatul liberal mai are și 2 apartamente și un cont bancar de 73.000 de lei. Să vedem acum care sunt punctele tare ale deputatului din Tulcea. Fidel partidului din care face parte, fără probleme de integritate, interes pentru județul pe care îl reprezintă. Punctele sale slabe vizează următoarele aspecte: luări de cuvânt în număr destul de mic, propuneri legislative puține, prezență scăzută la votul electronic. Pentru activitatea din acest al doilea mandat al său, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 6 deputatului PNL Tulcea Vasile Gudu.